Și ne poate determina și pe noi să fim mulțumiți este acesta. A știut să accepte toate lucrurile. Înțelegeți? Toate lucrurile pe care le-a avut în viață. A știut să accepte. Dar ca să le accepte, să știe să le accepte, omul ăsta, vedeți dumneavoastră, mai înainte, a învățat, a învățat. Și procesul acesta, până la urmă, durează toată viața. Și m-am uitat că aici Cornilescu din nou traduce cum m-am gândit să fiu mulțumit. Traducerea nouă m-am învățat să fiu mulțumit. Și m-am uitat să văd în originalul grecesc ce se întâmplă acolo. Și auziți, din nou este doar cuvântul, din nou apare doar aici cuvântul acesta care în limba greacă este mi, me, mie mai, care vine grecesc, mieo. Și verbul ăsta se găsește doar aici. Rețineți, se găsește doar aici. Și în mod deosebit, era folosit în anumite, dacă vreți, religii, misterele acelea pe care erau în mod deosebit la greci. Misterele religii, nu intru eu în detalii să vă explic, dar spunea ceva, vorbea ceva de inițiere. De exemplu, unii deja ați învățat la istoria bisericească, s-a învățat la alte cursuri despre esenieni. Esenienii era o grupare religioasă care era undeva în pustie, se pare, unde spun că și Ioan Botezătorul ar fi fost de acolo, ei, ca să ajungă cineva al membru al acelei societăți, trebuia să treacă printr-un proces de inițiere, dacă vreți, de pregătire. Ei, erau anumite experiențe prin care trebuia să treacă. Și uitați-vă dumneavoastră, când privim aici cuvântul acesta, poate l-a folosit aici pentru a sugera un fel de inițiere prin experiențele sale. În starea de mulțumire pe care o avea. Înțelegeți? Erau niște experiențe prin care a trecut. Și de multe ori Dumnezeu îngăduie anumite lucruri în viața noastră. Anumite experiențe. Ca noi să învățăm să mulțumim, pentru că dacă ne-am avea toate așa dintr-o dată, nu? Dacă vi s-a dat diploma fără să mergeți la școală, ai venit numai acolo și ți s-a dat diploma, gata, ai zice, nu mai trebuie școală, nu mai trebuie nimic. Dacă unui om vi s-a dat așa dintr-o dată o casă, un palat, o mașină, și el ar sta liniștit, nu ar mai trebui absolut nimic. Însă, vedeți, Dumnezeu, în bunătatea și durarea pe care o are față de noi, El lasă anumite experiențe în viața noastră ca noi să ne înfățișăm înaintea Lui și să-i mulțumim pentru tot ce ne oferă. Și chiar că undeva, în Orient, un prinț i-a stabilit fiului său o rentă prin care îi asigura cele necesare vieții, mâncare, haine și câte alte lucruri. Un prinț al multe i-a și oferit fiului multe. Și renta aia s-a gândit prințul că o dă într-o zi pentru tot anul. Și așa a și făcut. S-a prezentat fiului și a primit renta și un an prințul nu l-a mai văzut. Înțeleg? Un an fiului și o văzut de bani, o văzut de toate cele pe care el le-a considerat că sunt importante. Și după un an, a apărut din nou înainte prințului să-și primească rând. Și știți ce s-a gândit prințul? S-a gândit, nu-i bine. Că el, numai odată pe an, vine să mă vadă. Schimb tactic. Și știți ce a făcut prințul? I-a împărțit renda pe săptămână. Și în fiecare zi de duminică, fiul trebuia să vină să-și primească renta. Și așa putea să vadă mai despre prinț. Am spus, m-am gândit la povestea că Dumnezeu Sfântul, vedeți, lasă anumite lucruri în viața noastră. Nu, că dacă le-am avea din prim, și am primit numai să-l întors, nu ne-a durea nimic, am primit numai note de 10, am avea numai haine de firmă, nu să nu greșesc cum o să spun, o bătrânică de fermă, e, dacă toate astea ar fi, nu știu cât am venit să-i mulțumim lui Dumnezeu. Dar așa nu mai trece prin una, prin alta, și apoi iarăși venim, ne înfățișăm înaintea Lui și îi mulțumim. Uite că liceul teologic odată pe an se oprește și mulțumește. E adevărat că
și americanii auzit pe anul și acum au fost și la ei ziua mulțumirii. Eu mă bucur că avem și o zi, dar consider că noi va trebui și trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu zi de zi pentru tot ce ne dă. Cum aș fi mult pagă, observați dumneavoastră, să accepte toate lucrurile în viață? Ați observat? S-a inițiat în asta. El a acceptat acele experiențe și observați dumneavoastră, el știe să mulțumească pentru starea în care se găsea. Și spune versetul acesta, să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. M-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc, spune versetul 11. Apoi, să mulțumească pentru toate locurile unde se găsea. Spune, în totul și pretutind. Pentru locurile unde mergea el. Nu mergea numai unde a fi plăcut, nu? Că așa sunt unii oameni, s-ar duce numai nu știu unde, nu? Cum le mai zic eu studenților care se pregătesc să devină slujitor, zic eu, dacă vă pregătiți și vreți să fiți slujitor, voi trebuie să fiți, să vă pregătiți și să fiți gata, să acceptați oriunde vă trimite Domnul. Nu fac că vă trimite la multe misiuni. Pe biserică mare și că mă trimite numai la Elim, la Timișoara sau oriunde, nu? Eu chiar le spun din istoria unui mare om al lui Dumnezeu, Ion Gură de Hala, spun cei mai mari predicatori. Dar ce-i frumos la Ioan ăsta de Antiohia, este că el predica și în bisericile mari, dar predica și în bisericile mici. Oriunde era chemat, el era gata să slujească și să slăvească pe Dumnezeu. Rețineți, trebuie să învățăm să fim mulțumit. Apoi am spus, a știut să accepte toate lucrurile pe care le-a avut în viață. Să mulțumească pentru starea în care se găsea, pentru locurile în care se afla și pentru toate, dacă vreți, situațiile în care era. Și observa ce spune el. Smerit și să trăiesc, știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. Sătul și flămân. În bilșug și să fiu în lipsă. E mare. Vă întrebem pe dumneavoastră. Avem de unde învăța să mulțumim lui Dumnezeu? Avem. Pare la asta. A fost unul din cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu. Și zic că în această zi, Doamne ajută-ne și nouă să putem să-ți mulțumim. Și în ultimul rând, și în încheie. Cum a știut Pavel să fie mulțumit? Cum a reușit Pavel să fie mulțumit? Care au fost lucrurile care l-au făcut să fie mulțumit? Observați dumneavoastră, s-a bazat în toate pe Hristos. Al treilea lucru. S-a bazat în toate pe Hristos. Spune versetul 13. Pot tot în Hristos care mă întărește. Cuvintele lui nu erau expresii a mândriei, a, știu eu, încrederii în propriile sale abilități, ci o afirmare a puterii date de Hristos. Auzit? Ci o afirmare a puterii date de Hristos. Când eu am spus despre acel cuvânt autaris, autosuficient, ei, cuvântul ăla apare în Noul Testament și știu cine îl foloseau. În mod deosebit îl foloseau stoicii, acei filozofi care considerau că ei pot să treacă peste orice situație și foloseau cuvântul ăsta pentru a desemna încrederea în sine a omului, tăria morală, o acceptare calmă a prisiunilor vieții. Așa îl foloseau ei. Însă, Pavel, uitați-vă cum îl folosim. El spune, nu eu, nu cred eu mai bun ca alții. Nu că eu am putere deosebită, nu. Ci el se bazează în totalitate pe Iisus și spune, pot totul în Hristos. Unul din mari scriitori și mari predicatori se numește Filip, spunea că o prejurare sunt gata pentru orice prin puterea celui ce trăiește în mine. Ce vreau să vă încurajez pe fiecare dintre dumneavoastră este să fiți acei oameni care să căutați să trăiți cu Iisus, să-L aveți pe Iisus în inimă. Nu doar că învățați la școală, la religie, la materiile teologice, cei care sunteți la liceu. Nu doar că veniți la capelă și auziți de Iisus, câteva cântece pe care le știți, ci aș vrea să puteți să aveți o relație personală cu El. Și când veți trăi cu El, când veți umbla cu El, și vreau să vă spun de mici, chiar recent îmi spunea cineva, un pastor despre un nepot de-a lui, eram undeva la o slujbă și îmi spunea, uite, copilul
titlul ăsta, zice, de mic nu știu câți ani avea, vreo 9 ani, zice, are vedere, are experiențe cu Dumnezeu, se roagă, cântă, îl laudă pe Dumnezeu. Eu vreau să vă spun, căutați să vă încredeți în El, căutați să vă puneți toată nădejdea în El și veți putea cu adevărat să mulțumiți pentru că vă veți baza pe puterea lui Hristos. Domnul să vă binecuvânteze, să vă ajute.